Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalare, alege cartea, n-am mai făcut de foarte mult timp ceva de genul ăsta, dar aș vrea astăzi să facem, să aflăm cum gândește partenerul, partenera voastră despre voi în această perioadă, că sunteți separați unii dintre voi, posibil, că sunteți împreună și totuși aveți niște îndoieli, iar e posibil. Adaptați-vă, vă rog frumos, mesajul, fiecare la viața sa. Aveți patru posibilități. Evident că puteți să alegeți câte o posibilitate în legătură cu o anumită persoană. Adică numărul 1 să fie pentru o persoană, numărul 3 pentru o altă persoană și tot așa, dacă vreți. Dacă vreți, puteți să ascultați doar o variantă pentru cineva drag sau nu, poate nici neapărat drag, în fine. Cineva. Voi știți la cine vreți să vă gândiți. Deci aveți inima aceasta, numărul 1, crucea, numărul 2, 13, elementul solar, numărul 3 și încă o cruce, după cum vedeți, ea. Se vede. Încă o cruce, nu mai știu piatra cum se numește, albastră, pentru numărul 4. Eu o să pun pauză și o să pregătesc cărțile, da? Puneți și voi pauză și vă alegeți cu grijă cum simțiți. Bună ziua, dragii mei, a revenit cu numărul 1. V-am așezat câteva cărți, mai am câteva pe aici, în spatele camerei. Încerc să vă fac o prezentare despre gândurile persoanei la care v-ați gândit în această perioadă, gândurile despre voi sau despre situația în care sunteți. A venit 10 de monede. Bănuiesc că unii dintre voi sunteți semne de pământ sau aveți de-a face cu un semn de pământ. Unii. Văd și semn de aer și văd și semn de apă. Dar, revenind la această carte, bănuiesc, așa simt, că ei se gândesc că voi sunteți căsătoriți, că voi sunteți într-o relație, și arată și cărțile, într-o relație stabilă cu cineva. Pe de altă parte, în cazul în care voi nu sunteți căsătoriți, posibil, există și varianta sau ideea că și-ar fi dorit o relație de lungă durată cu voi. Dar eu simt, după cum arată cărțile, că se gândesc, poate știu, poate nu știu, poate și închipuie, poate adevărat, voi știți, se gândesc că voi sunteți într-o căsătorie, 10 de monede, într-o relație de lungă durată cu cineva cu care ați ajuns la niște reușite, cel puțin financiare sau un dram de un soi de stabilitate. Posibil persoanele, voi doi, sau nu, voi doi, rămâne de văzut. Ei doi, persoana cu care e căsătorită, probabil este cunoscută și de familia lor. Acum, cred că între voi doi au fost aceste cărți care au apărut invers din aceste motive, pentru că unul din voi, cel puțin, erați într-o situație stabilă. Interesant că la capătul cărților apare împărăteasa, împărăteasa care reprezintă mama și apare de vreo două ori împărăteasa. Posibil pentru unii să fie cineva semnul taurului sau al balanței, dar nu e obligatoriu. Posibil pentru unii să fie nevoie. Posibil pentru unii să fie nevoie să vă vindecați, da, temperanța, într-o chestiune care ține de familie, cu soția sau cu mama. Da, așa gândesc ei despre voi. Posibil, e posibil ca ei să gândească că v-ați dorit un trio, v-ați dorit ei, pardon, scuzați-mă. Ei și-au dorit un trio și voi ați fost eventual a treia persoană, da, cu care au corespondat oarecum despre niște chestii, despre atractivitate, despre pasiune, dar la un moment dat unul din voi a plecat, a plecat ca să-și vadă de viața sa, da, să se lupte pentru refacerea unui anumit statut, a unei persoane încrezătoare. Îi spun că ce cred ei despre voi? Cred că ați vrut să ieșiți în această, unii dintre voi, în această relație de lungă durată, să intrați pentru o perioadă într-un trio din nevoia de a ieși în evidență, 6 de băte. Posibil că a fost și un semn de foc la un moment dat, dar simt altfel să cărțile. Eu simt că ați văzut și voi 3 de cupe și văd și cărțile invers. Sunteți într-o perioadă în care voi doi nu comunicați, da? Valetul de spade invers. Posibil ei cred că
îi spionați într-un fel sau altul. Ce înseamnă spionați? Adică vă uitați ce mai afișează acolo pe Facebook, Instagram, pe eu știu ce alte bloguri mai au. Oricum, valetul de spade invers sugerează că nu comunicați. Posibil că și comunicarea a fost destul de imatură, insuficient de emoțională, pentru că avem o regină de cupe. Poate regina de cupei sunteți chiar voi, pentru că apare invers sau unul din voi, eventual, care nu mai dorește să ofere susținere emoțională din cauza acestor trei cupe, acelor presupuneri că ar mai fi o persoană și iar apare trei de spade, ar mai fi o persoană în joc, da? Și persoana aceasta care s-a retras, am văzut că s-a retras o persoană, 8 de cupe, s-a retras ca să se vindece, da? 4 de spade arată vindecare, invers deja lucrează la exprimarea adevărului său. Nu vrea să jongleze 2 de băte, scuze, tot zic băte, 2 de monede. Posibil, repet, sunteți între un semn de apă, semn de aer și semn de pământ. Posibil, nu e obligatoriu, dar e posibil semnul de pământ să fi jonglat între două situații. Da? La capătul setului de cărți văd în continuare un șase de cupe, o relație foarte profundă. Ori, repet, șase de cupe poate să fie această relație de lungă durată, pe de-o parte, posibil și voi doi, până să deveniți susceptibili de un 3 de spade, 3 de cupe, de un trio, așa, până atunci să fi simțit că e o legătură profundă, că v-ați mai întâlnit într-o altă viață, că comunicați destul de bine emoțional. Ideea este că v-ați întâlnit destul de rapid, hotrong-trong brusc, acest cavaler de spade, posibil a vrut, cine a inițiat această comunicare între voi doi a vrut să iasă dintr-un ciclu de dureri, 10 de spade, posibil cu un semn de aer, dar nu e obligatoriu, un ciclu de dureri, și a vrut să se concentreze mai mult pe satisfacțiile sale emoționale. Posibil iar persoana respectivă care a inițiat această conversație și comunicare cândva să aibă și tendința să mai bea. Ideea este că spun că a fost un trio pentru că iar apar niște măști, 5 de aer. Deci cineva a purtat măști în această discuție și a ascuns eventual, ia uite, 4 de pământ, 4, o relație stabilă, o relație în care unul din ei eventual lupta pentru stabilitatea familiei, avea o mamă, avea o soție, avea poate și un copil, da? Și apare a doua oară împărăteasă, e similar cu împărăteasă, da? Poate că la un moment dat a fost în discuție și o sarcină, cred că mai degrabă din partea lor, și voi într-un fel sau altul ați intuit că e ceva în neregulă și ați întrerupt convorbirea, eu așa simt. Au fost niște măști, nu s-a spus adevărul. În continuare, ce ați mai avut? Încerc să vorbesc totuși mai puțin, îl prefer să fac mai des și mai la obiect. Aveți iar 4 de băte. Dacă mai devreme am văzut 4 de monede, da, cineva care are responsabilități, este legat, legături karmice, da, cu această mamă sau soție sau mama copiilor, da, o situație neclară, incorrectă, falsă, poate și ei acolo în familia lor au purtat măști, evident că e posibil și așa ceva și din acest motiv omul, persoana respectivă a vrut să iasă, să atragă atenția, da? Să iasă din această relație stabilă, să intre într-un trio, într-un fel sau altul, din nevoia de a se simți atractiv, nevoia de a atrage atenția, de a se simți cuceritor. Și totuși e o chestiune care trebuie vindecată cu temperanța. Posibil că voi, cu multă răbdare, ați fi putut să manifestați o relație de lungă durată, da? Dar trebuie multă răbdare în această situație care pare destul de neclară. Cel puțin o persoană nu vede adevărul, cel puțin o persoană poartă măști în această poveste. A mai apărut 4 de băte, 4 de băte similar cu o relație, da? Alături de emoții. Cineva într-o relație
A fost între emoții negative și dorința de a se ridica deasupra acestor emoții negative. Și eventual, cum am spus și mă repet că așa simt, unul și-a dorit acest trio, această bucurie. Evident că nu e obligatoriu să fie trei persoane, dar pentru unele cazuri eu așa simt. Pentru unele cazuri eu așa simt. Ei, și când s-a aflat, evident că ați întrerupt comunicarea, valetul de spade invers, n-ați mai oferit emoții, da? Pe de altă parte, își doresc să iasă din emoțiile negative în care au stat în această perioadă, în această situație, își doresc să iasă la lumină toate sau să se vindece de toate aceste emoții negative, să iasă la lumină din această stare întunecoasă și eventual să țintească, e ca o țintă, da? Să țintească către o relație stabilă, dar nu genul 4 de monede, 4 de băte, bazată pe afinități comune, pasiuni comune, pe bucurie, nu doar pe muncă, nu doar pe acele aspecte pământene. Voi fi clară, sper că sunt clară. În continuare, din partea îngerilor, ați primit ca și mesaj: fiți în prezent și visați la viitor. Posibil că ei asta își doresc. A, interesant. Posibil că unul dintre voi simțiți că v-ați mai întâlnit în Egipt. Da? Vedeți și voi cu ochii voștri niște piramide, da? Pe de altă parte, simțiți că e o comunicare, am zis, la 6 de cupe. Simțiți că între voi e o comunicare foarte profundă, emoțională. Dar asta înseamnă și negativ și pozitiv, da? Și aveți emoții. Eventual nu s-a comunicat emoțional, s-a comunicat mai mult ați avut comunicații mai sau comunicări mai simpliste. Mai puțin s-a comunicat despre emoții, despre multe altele, dar mai puțin despre emoții, nu degeaba au apărut emoțiile. Posibil persoana aceasta, în această situație cu voi, se gândește că a experimentat niște emoții negative, în sensul că n-a cunoscut adevărul, da? Și a coborât într-o vibrație negativă și își dorește adevărul, își dorește lumină. E o sabie, totuși, o sabie a dreptății. Am zis, e posibil să-și dorească o relație, patru, stabilă, dar bazată pe altceva, pe pasiune, pe foc, pe scântei. Aveți numărul 40 de asta, da, iar e 4, da? Iar număr stabil. Dacă vă spune ceva 40. Ca și mesaj, am zis că posibil unii dintre voi v-ați întâlnit în Egipt sau aveți ceva, o atracție comună pentru cultura egipteană. Poate unii vă doriți tot un vis, o călătorie. Visați, da? E un dream, visați, că veți călători cândva într-un viitor în Egipt. Pe alte planete mă îndoiesc că încă se poate călători. Poate doar cu gândul, că tot e stare de visare. Poate pentru că nu ați reușit, eu așa simt să vă citesc aceste cărți, nu ați reușit acum să comunicați așa cum ați fi vrut din cauza acestui valet de spade. Posibil să. Ce gândesc ei despre voi? Ha, interesant. Pentru unii, separați-vă mesajele. Pentru unii, posibil că dacă situația dintre voi rămâne de văzut. În acest moment simt că nu comunicați. Dacă situația dintre voi nu va merge din cauza acestei relații de lungă durată, din cauza mamei, soției, mama copiilor, da? Posibil se gândesc că asta e, ne vom întâlni într-o altă viață, într-o altă planetă, într-o altă vibrație pentru unii dintre voi. În continuare ar mai fi un mesaj că ei își doresc să fie în prezent și să viseze la viitor. Adică, am zis, se concentrează pe curățarea lor emoțională. E o curățare destul de dură. Interesant, este și un dragon. E o situație care se manifestă între nodul nord și nodul sud, pentru cine știe. Și țintesc, visează la acest viitor când vor avea și ei o relație stabilă, frumoasă cu cineva. Acum, că o fi cu voi, că o fi cu altcineva, ei în acest moment așa simt că se gândesc cum să-și creeze stabilitate în viitor, dar
Sunt conștienți că nu pot să creeze stabilitate până nu se renunță la măști, până nu se echilibrează emoțiile între voi. Cât sunteți acolo? 2, 3, 4? Repet, a treia persoană poate să fie un membru al familiei, poate să fie și un copil și cine ar mai putea să fie? Unii dintre voi se gândesc, am senzația că suferă sau suferă, da, e un în sensul nu neapărat, vai, nu vă închipuiți acum că cine știe ce fac, dar e un moment de vindecare. Este o retragere emoțională, regina de cupe invers. Și o tăcere, pentru că în acest moment un mesaj de la ei, o să mai iau încă unul, ei spun că uneori își doresc să nu vă fi întâlnit niciodată. Posibil întâlnirea cu voi să fi fost atât de intensă, acum ăsta e mesajul, ăsta vi-l transmit, încât i-a dezechilibrat și încearcă să se echilibreze, da? Posibil și-au dorit să locuiască cu voi sau să aibă diferite activități, dar, am zis, unii dintre voi s-ar putea să fiți deja într-o relație stabilă. Pe de-o parte, nu-și doresc să vă piardă, dar este nevoie de vindecare și o să clarific. Își doresc să se concentreze în această perioadă pe dragoste, pe dragoste față de ei, am senzația, pe familia lor, pe viața lor stabilă, în cazul în care nu ați putut manifesta împreună această stabilitate și voi aveți în altă parte. Pe de altă parte, am spus că sunt între emoții negative și emoții pozitive, între negare și acceptare. Pe de altă parte, mai este un mesaj. Ești un vis care se poate realiza și sunt uimită de existența ta în viața mea. Mai devreme a spus că își dorește să nu vă fi întâlnit, acum că e foarte uimit de întâlnirea cu voi și de prezența cu voi. Dar am spus, sunt niște conflicte emoționale. Conflicte emoționale din cauza că au fost niște măști, nu s-a spus adevărul. Mai încerc încă un mesaj. Pe de altă parte, un alt mesaj de la ei. Știu că sunt dificilă. Te rog să ai răbdare cu mine. În cazul în care n-a fost niciun trio, să zicem, și sunteți totuși într-o tăcere, repet, aceasta să fie dorința lor de a fi într-o relație de lungă durată cu voi, dar știu, conștientizează că sunt dificili. Și repet, a nu știu câta oară, e o chestiune de emoții. Oricum, încercați să lucrați la exprimarea adevărului în relație cu celălalt. Nu știu, o fi suficient? Eu zic că e. Cam atâta pentru numărul 1 deocamdată. Ok, numărul 2. Am revenit. Numărul 2 care ați ales crucea interesant. Crucea are 4. E reprezentată de numărul 4. Și voi deja aveți 4 împăratul, 4 de monede și la capătul setului de cărți, 4 de bâte, 4 de spade. Măi, foarte mult vă marchează acest număr, este foarte important. Sunteți între dorința cuiva de stabilitate și imposibilitatea celuilalt de a oferi această stabilitate, din niște motive.
Deci, ce gândesc ei despre voi? Pe de-o parte, apare turnul. Turnul, că v-ați întâlnit într-un mod neașteptat, v-ați separat eventual într-un mod neașteptat. Apare și această lumină, această trezire. Probabil înțeleg niște chestiuni legate despre voi și așteaptă ca și voi, eventual, să fiți luminați de această răsturnare de situație, eventual să luați decizia, dacă vreți, la un moment dat, cândva, să restructurați, să reconstruiți. Dar apare turnul ca și o situație care a fost dezechilibrată, 6 de monede invers, dezechilibrată, unul a oferit mai mult decât celălalt, este clar. Și nu mă refer musai la bani, mă refer și la ofertă emoțională, la ajutor, pentru că e interesant, la mesajul îngerilor apare cere ajutorul. Unul a cerut ajutorul, celălalt a oferit, dar a oferit mai mult decât a primit. Poate nici nu a primit deloc și poate din acest motiv unii dintre voi v-ați separat sau sunteți într-o restructurare a relației dintre voi doi. Apare împăratul și împăratul mic. Pentru mine 4 de monede, asta înseamnă împăratul mic, împărățelul. Unul dintre voi, bănuiesc că voi, ei se gândesc că sunteți prea mult într-un control emoțional care nu este necesar. Dacă n-ați fi fost așa, ați fi oferit unul sau celălalt. Eu spun ce cărți apar și acum încercăm să vedem la ce se gândește persoana respectivă în această perioadă, ce gândește despre voi. Și împăratul știe toată lumea că este o persoană care nu prea își arată emoțiile, adică nu și le arată, nu și le arată, decât foarte rar, în cine știe ce condiții, a trebuit să fie împărat marcat de niște elemente de apă. Dar deocamdată acest împărat este marcat de pământ. Un alt simbol al încăpățânării, amândoi și 4 de monede și împăratul sunt foarte încăpățânați. Poate că ei consideră că țineți foarte mai mult la bani și la stabilitatea voastră fizică decât la ei. Poate consideră unii că ați prefera să vă manifestați, interesant mesajul, mai mult fizic decât emoțional, pe de altă parte. Rămâne de văzut cât v-ați manifestat și emoțional și fizic, pentru că deocamdată nimic nu arată că s-a manifestat cineva fizic. Of, la capătul setului de cărți acesta se arată că există o persoană foarte pasională. Posibil că voi sunteți pasionali. Dar, pe de-o parte, voi așa pasional că sunteți, că văd împăratul și regina de bâte pentru unii și văd și 4 de bâte, dacă sunteți semn de foc, posibil trebuie să vă vindecați steaua într-o chestiune care ține de familia voastră, 10 de monede. O chestiune despre care foarte rar vorbiți cu cineva, de-aia am zis că nu vă exprimați, nu oferiți. Apare mincinosul sau tacticianul, dacă vă place mai mult acest cuvânt, pentru că ați fost foarte mult răniți, da, în trecut, lăsați în frig, vi s-au pus blocaje de unii și de alții, eventual în relația aia, uite, interesant, în relații de familie sau în contractele de job pe care le-ați avut, sau pur și simplu și în spiritualitate unii dintre voi. Și ei consideră că da, sunt atrași de voi, sunteți niște persoane interesante, împăratul și regina de bâte, dar e necesară o vindecare în acest sens. Și vorbesc de vindecare pentru că și la capătul setului de cărți se vede că cineva trebuie să se vindece, similar cu eremitul, 4 de spade, da, după neapărat trio, după niște răni, în familie, 4 de bâte pentru unii sau pentru alții, sau în relațiile pe care le-ați avut, probabil că unul a experimentat, bine, cam toți experimentăm, dar unii se vindecă mai greu, alții mai ușor. Toți experimentăm relații dezechilibrate. Însă, repet, unii mai des decât alții. Trebuie să învățați să o luați de la zero și să lăsați grijile și să manifestați un pic de pasiune și de ambiție în manifestarea bucuriei voastre și nu a tristeții.
Eventual unul dintre voi și-ar dori o călătorie mai aproape de celălalt, dar în continuare revin. O relație dezechilibrată. Apare și semnul balanței, dar e invers. Apare și berbecul, poate e axa berbec-balanță pentru unii dintre voi. Apare și scorpionul sau vărsătorul. Și semn de pământ și semn de foc. Și... Ce și-ar fi dorit ei? Pe de-o parte, ei vă văd într-un fel inocenți, posibil, tocmai pentru că este ceva ce n-ați lucrat cu voi și, dintr-un punct de vedere, ei vă văd imaturi. Deși văd că există un potențial, da? Mare, regina de monede. Un potențial valoros în voi, în relația cu voi. În relația cu voi, da? Pe care ei consideră că e necesar să o vindece, dar pe de altă parte, am zis mai devreme, și voi trebuie să vindecați ceva în relațiile pe care le-ați experimentat înainte. Și totuși există un grad de confuzie, ia uite, 7 de apă. Este un grad de confuzie în această situație. Repet, poate cineva nu știe să-și arate, ia uite, regina de aer, regina de aer și trei de aer. Poate cineva nu știe, e interesant mesajul, să-și arate emoțiile, cum am zis mai devreme, împăratul poate să fie foarte de aer, foarte de gheață, da? Și patru de monede foarte sobru și impenetrabil. Și asta pentru că cineva nu știe, interesant, să-și echilibreze masculinul și femininul. Și în aceste motive se creează confuzii. Trebuie să învețe, trei de aer nu e chiar trei de spade, dar trebuie să învețe să se alchimizeze, să se transforme prin suferință, eventual să se conecteze la sinele său, la sinele său și să manifeste stabilitate. Ia uite, un soi de valetul de monede. Am spus, persoana în cauză se gândește că sunteți posibil un pic mai imaturi, dar aveți potențial. Poate că și ei au fost prea visători în conexiunea cu voi, deși și-au dorit o relație stabilă, creativă, și regina de bâtei creativă și regina de monedei foarte creativă, încă face și manifestă foarte rapid cam ceea ce își propune. Posibil, interesant mesaj, este o diferență de vârstă destul de observabilă între voi doi. Unul este fecioară, nu neapărat zodia fecioarei, dar fecioară, the maiden, și cealaltă persoană este o regină, regina de pământ. Deja persoana mai în vârstă e un pic mai nu neapărat pământeană, mai matură în abordarea anumitor probleme. Din acest motiv, totuși, a fost un dezechilibru și emoțional și în felul în care s-a oferit un răspuns la acest ajutor. Cineva a oferit, cineva a cerut ajutor, altul a oferit și totuși oferta aceasta n-a primit răspunsul pe care ar fi trebuit, iar 14, da? 1, 4, iar 4, pe care ar fi trebuit să-l primească. Ca și mesaj ați primit, dați-vă șansa la dragoste, dar interesant. 23. 2 cu 3 înseamnă 5, schimbare. Cineva nu produce schimbarea în viața sa. Probabil persoana care cere ajutorul, probabil persoana care nu se deschide. E o persoană care nu s-a deschis emoțional. Asta e clar. Și din acest motiv, deși cealaltă persoană vedea potențial de lungă durată, stabilitate, creativitate și un soi de inocență care putea fi fructificată într-un fel, repet, da? 6 de monede invers, dezechilibru și apare turnul. Da? Ruptură, separare. Asta pentru că cineva nu a oferit dragostea, șansa la dragoste. Bănuiesc că despre voi este vorba, pentru că voi ați ales numărul 2 și ideea era că ce gândește persoana despre voi. Gândește că nu v-ați dat șansa la dragoste, eventual că ar trebui să cereți încă o dată ajutorul, eventual îngerilor, da?
Să nu uitați că dragostea este peste tot în jurul vostru și trebuie să învățați să vă deschideți interesant inima, cum am zis mai devreme, să vă deschideți emoțiile, embrace your emotions. Și am spus mai devreme, dați în urmă la marele preot. E o chestiune și de credință. Unul dintre voi trebuie. Ia uite, like attracts like, da? 6 de monede într-un fel sau altul. Dai dragoste, primești dragoste. Dai ajutor, primești ajutor. Dai un pupic, primești un pupic. Dai un like, primești un like. Dar nu a fost în echilibru această lege universală. Și asta gândesc ei despre voi. Ce a picat aici? A picat, o să-l caut mai târziu. Un ametist. Da, interesant. A, ametist. Poate pe unul dintre voi vă cheamă. Aveți numele cu A, unul dintre voi. Interesant. Picat o pietricică. A, poate unul. Ce ar să fie? O săptămână, o lună să reușiți să transformați ceva, rămâne de văzut. A picat jos, da? Ca un punct care trebuie marcat. Iar ametistul este vibrație, știți că, ia uite, e vibrație uraniană, vibrație înaltă care ține de spiritualitate. Posibil trebuie să, ca și punctaj pentru numărul vostru, să vă vindecați. Ce gândesc ei despre voi și repet, este A, vă cheamă cu A pe unii dintre voi. Haideți să vedem alt mesaj. Întrebarea este, sunteți fericiți acum că, sau ești fericit, fericită acum că nu vorbim, acum că s-a produs separarea? Interesant. Altă întrebare pe care și-o pun. Îmi înțelegi sufletul? Iar o chestiune de credință și de emoții. În relațiile interumane trebuie să-l înțelege și pe celălalt. Poate și voi vă puneți aceeași întrebare, poate ei preiau, da, energia voastră, dar acum am spus că ce gândesc ei despre voi. Alt mesaj. Giving for my touch, for my taste, for my lust. Adică, renunță la aceste blocaje, renunță la aceste blocaje pentru atingerea mea, pentru gustul meu, pentru dorința mea. Interesante. Adică, cu alte cuvinte, dați-vă șansa la dragoste. Acolo veți experimenta mai mult decât ați experimentat până acum împreună. Alt mesaj, nu o să te uiți niciodată. Cum aș putea? În cazul în care nu vorbiți, să țineți minte acest mesaj. Cuvintele tale continuă să-mi sune în urechi, în minte. Cuma ce ați spus, niște cuvinte speciale în comunicarea dintre voi. Probabil v-ați împărtășit din suferință sau n-ați împărtășit. Poate s-au creat aceste confuzii, poate s-a vorbit totuși despre niște răni, da, trei de aer să zicem, dar am zis că trebuie să studiați. Ce considerai că trebuie să studiați cum să vă alchimizați, cum să vă transformați. Interesante mesaje. E chestiune de vindecare, de credință, am zis mai devreme, da? Și ei încă speră că vă veți întâlni într-o zi. Cam atâta pentru numărul 2. Vă pup, trec la următorul. Bună ziua, dragii mei, a revenit cu numărul 3. Cei care ați ales numărul 13. Ia uitați-l, da, ce simbol solar, mă văd și eu, se vede și camera aici, da? Ce frumos e. Probabil că sunteți născuți într-o zi de 13, poate aveți niște planete, nu neapărat, în semn de foc, în semne de foc, berbec, leu sau săgetător. Nu neapărat că sunteți voi acolo, puteți să fiți orice zodie. Văd aici foc și apă, văd și ceva săbii, dar multă pasiune și multe emoții. Prima carte care a sărit este Soarele. Și soarele, interesant, cum s-a confirmat și la numărul 2, crucea cu cele patru elemente, a apărut ca și simbol numerologic și în timpul etalării. Soarele apare și pe medalion și în etalare. Consideră că ce gândesc e despre voi.
pe de-o parte că își doresc un început, asul de foc, își doresc un început cu voi, eventual să o luați de la zero, că apare și un nebun, da? Apare și un nebun, pentru că v-ați făcut multe griji și unul și celălalt. Posibil nu ați comunicat pentru că iar apar patru cărți invers și toate sunt de apă, de emoții. A fost, sau cum să zic, este o dragoste nemanifestată încă. O dragoste care poate să aducă multă bucurie și pasiune, nu doar dragoste, și pasiune între voi. Posibil că se simte deocamdată mai mult pasiune, dar nu să ai dorința sexuală, deși există între amândoi. Își doresc să se manifeste. Simt că acest as de foc reprezintă o nevoia de a manifesta ceva creativ. E un ou și cu un păiaj. În păiajul nu țese o rețea. Își doresc un proiect creativ cu voi, orice ar putea să însemne acest lucru, care să-i ducă până foarte departe, până la soare sau acest proiect să-l extindă. Interesant. La nivel de sistem, da? Că soarele guvernează sistemul. Posibil aveți, interesant, că planeta, eu acum citesc și la modul intuitiv, ceva se va întâmpla în această perioadă a lui Mercur și Venus retrograd în Gemeni. Este o planetă chiar pe Gemeni și asta mi-a atras atenția în acest moment. Și Saturn pe vărsător. Probabil și când va ieși din vărsător. În fine, ideea este că au multă pasiune pentru voi, vă văd solari, vă văd că radiază în cazul în care vă observă. Pentru că, repet, pentru unii dintre voi nu sunteți în comunicare, dar simt, în cazul, pentru că au multe emoții, simt că sunteți solari, simt că radiați multă pasiune, mult foc, multă lumină, creativitate posibil. Probabil că lucrați într-un domeniu și ieșiți în evidență și ei simt chestia asta, chiar dacă nu vă văd în cazul în care sunteți separați. Și zic de separare pentru că aveți patru cărți invers. Asul de cupe, 9 de cupe, luna și 5 de cupe. Interesant că la capătul setului de cărți se repetă 5 de cupe. Și un semn de aer. Își doresc un mesaj, își doresc să comunicați în așa fel încât să... Eu am senzația că amândoi ați suferit. Și unul și celălalt suferă. Posibil și ei suferă din cauza că n-ați comunicat, poate că și voi suferiți din cauza că nu ați comunicat cu ei. Își doresc această comunicare foarte mult. Ca să ieșiți pentru că sunt două cărți, am zis că sunt două persoane, da? Unul încearcă eventual să iasă. Lucrând, își face o persoană respectivă, își face o lucrare de curățare emoțională foarte intensă, foarte intensă. Posibil că se gândesc că și voi v-ar trebui o curățare emoțională. Asta pentru că aveți luna. Luna înseamnă frici. Posibil că amândoi aveți marcaj pe lună în sinastria voastră și atunci vă reflectați stările. Am zis, când unul suferă, suferă și celălalt. Când unul e bucuros, e bucuros și celălalt. Când unul își face griji, își face griji și celălalt. Și când unul dorește să o ia de la zero, celălalt vine, da? Cavalerul de spade, nu musai să fie semn de aer, vine și comunică. Da? Semn de aer apare, semn de aer. Dar marcajul este pe partea emoțională și este confirmată și de ce se întâmplă la capătul setului acesta de cărți. Da? E arcie, e extraordinară. A cincea, da? Cinci de apă, a cincea carte. Iar apare mama, regele de aer, da, e posibil să fie semn de aer. Dar mama, posibil niște chestiuni care țin de emoțiile pe care le simțiți în preajma mamei. De-aia am spus că unul dintre voi sau amândoi, zic eu, trebuie să vă faceți vindecarea emoțională. Asta pentru că a apărut luna și luna întotdeauna amintește de mamă. Poate că aveți marcaj în casa a patra, în sinastria voastră, unul sau celălalt. Sau aveți conjuncții sau aspecte cu luna voastră și, repet, vă reflectați emoțional. Și confirmă cartea, da? Emoțiile. Ce întuneric în când e întuneric în sufletul unuia, este și în celălalt. Când este bucurie și în celălalt.
Și mă bucur că s-a confirmat. Au fost niște secrete. Eventual din cauza unor secrete nu s-a putut manifesta această vindecare și această dragoste. Deci un mare potențial între voi. Asul de cupe, însă invers. Alături de soare și de asul de foc, da? Din acest motiv poate și apare asul de foc pentru că înseamnă manifestare, da? Manifestare cu pasiune a tot ce a stagnat până acum din punct de vedere emoțional și mental. Mental a fost într-o energie negativă amândoi. Dar nu se poate manifesta această vindecare ca asul de cupe înseamnă nu doar dragoste, înseamnă și vindecare până nu se exprimă secretele, fricile. Da? Și unul și celălalt, evident. Până atunci, nici unul, nici celălalt, nouă de cupe e similar cu steaua. Da? Steaua, împlinirea tuturor dorințelor, bucurie, la la la. Aproape cam ca soare, da? Ideea este că a venit invers. Până nu exprimați aceste frici, frici, da? Aceste emoții care vin dintr-o altă viață, eventual, unde este? Chestiuni care țin de maternitate, de relația voastră cu mama. Mama, probabil, în relație cu voi, nu s-a purtat într-un anume fel, poate și în viața lor, da? Din acest motiv ați și întâlnit, sper că mă înțelegeți. Da? Până atunci nu puteți manifesta ce? Abundență, pasiune. Abundență pentru că o aveți aici, da? Abundență. Puteți avea tot ce vreți împreună, da? Ia uitați-vă cum arată. Cărțile, da? Dacă vă echilibrați emoțional. Și ca și mesaj de la înger ați primit, fi doritor să-ți exprimi dragostea. În momentul în care ești doritor să exprimi dragostea, vorbim și despre răbdare, arăți că ești fără limite. Voi doi împreună sunteți fără limite, însă trebuie să iertați, da? Iertați ori pe cineva în viața voastră, repet, poate să fie relația cu mama, sau cu anumite femei din viața voastră, trebuie să le iertați ca să manifestați acest mare, mare potențial. Cu răbdare, evident, cu răbdare. Măi, sper că îmi prindeți ideea, chiar dacă trec dintr-una între alta. Mare potențial, ce frumoase sunt, toate sunt foc, foc, luminoase, față de cele de aici. Ia uite ce triste sunt. Și repet, trebuie să aveți răbdare să creșteți. Împreună puteți să creșteți ca acest nufăr, dar împreună. Simt eu. Și ce gândesc despre voi? Pe de o parte, gândesc că le-ați adus și mult stres, multe griji și își doresc să o ia de la zero. Și-ar dori să investească într-un nou stil de viață mai optimist. Cavalerul de bâte și valetul de bâte. Și-ar dori într-adevăr ceva și extravagant și creator, creativ și bine, dacă vreți să fie și pasional, evident că poate să fie și pasional, dar își doresc creștere, iar împărăteasa, își doresc creștere. Oh! Wow! Împăratul și împărăteasa! Posibil că ei gândesc, cum am zis mai devreme, că împreună puteți avea abundență maximă, doar trebuie să vindecați aceste probleme emoționale și iar apare, vai, patru de spade vindecare după o separare. O separare care v-a pus la pământ emoțional pe amândoi. Unul dintre voi ați plecat din poveste, din niște motive, deși, ia uite cum sunteți, îndrăgostiții. Deși erați îndrăgostiți unul de celălalt, posibil nici unul, nici celălalt n-ați exprimat suficient, pentru că apare totuși regele de spade care nu exprimă. Și în primul rând, nu s-a exprimat din cauza fricilor, este nevoie de o împăcare. Este nevoie de o împăcare. Ca să refaceți, da, să mergeți de la 8 la 9, interesant, da? E nevoie de o întâlnire, de o împăcare, de un mesaj care să vă scoată din lacrimi și din stresul ăsta. 8 și cu 1, 9, dar îl faceți în poziție normală, nu mai goliți cupele. Poate că unul dintre voi, posibil, vai ce frumos mesaj.
Da. Vă așteaptă. Persoana respectivă vă așteaptă să veniți cu un mesaj, cavalerul de bâte și valetul de bâte, să exprimați că sunteți conștienți că împreună sunteți un cuplu divin. Amândoi sunteți foarte încăpățânați și am zis că vă reflectați, împăratul și împărăteasa, vă reflectați și grijile și bucuriile și emoțiile. Nu degeaba a apărut. Și ce înseamnă abundență? Înseamnă împărăteasă. A apărut și aici, da? A apărut și mama, care și mama reprezintă împărăteasa, pe de-o parte. A apărut și soarele, da? Tot ce vă puteți dori, împreună puteți avea. Persoana este conștientă. Repet, poate chiar amândoi atrageți atenția, fiecare la locul lui de muncă, fiecare în job, în pasiunile pe care le are. Posibil că și ei se gândesc că atrageți atenția și din acest motiv este bruiată relația, că aveți multe persoane care vă caută. Când sunteți soarele într-o situație, sunt mulți care radiază, nu radiază, vreau să zic că care se învârt în jurul vostru. Posibil că voi radiați o energie specială. Deci asta gândesc ei despre voi. Dar trecând peste faptul că vă văd într-o lumină specială de lideri, da? Posibil că și ei sunt, dar apărutul împăratul și împărăteasa își doresc ceva frumos, special cu voi. Dar, repet, nu se poate manifesta acest as de cupe, vindecare și dragoste până nu ieșiți, că e interesant, faptul că a venit 5 de cupe invers înseamnă că lăsați regretele. Unul din voi, bănuiesc că de voi era vorba, da? Trebuie să lase regretele, să exprime. Să exprime un gest de împăcare, cavalerul de spade, și să exprimați și fricile pe care le-ați simțit în această relație. Neîmplinirile emoționale și faptul că până nu vă exprimați emoțional, dragii mei, be willing to express love, până nu vă exprimați emoțional, nu veți vindeca. Nu veți vindeca și nu veți manifesta această dragoste. Această dragoste foarte mare. Ia uite. Asul de cupe. Soarele. Soarele. Asul de foc. Asul de foc. Dar pentru asta și faptul că sunteți nelimitați împreună și a văzut și cuplul divin, da? Dar pentru asta trebuie să luați de la zero, trebuie să fiți doritori, să exprimați dragostea, să exprimați de ce v-a fost teamă, să exprimați, asta face cavalerul de spade, vorbește, spune adevărul, că o fi semn de aer, că o fi semn de, nu contează, da? Am zis că aveți planete în semn de foc. Și unul și celălalt. Ascendent, Marte, Venus, Lună, nu contează, aveți ceva în semn de foc. Trebuie să exprimați. De ce s-a ajuns la această tristeță? 5 de cupe. Și 5 înseamnă schimbare și am zis de nu știu câte ori, 5 e casa, 5 a creativității, trebuie să ieșiți din tristețe prin creativitate. De-aia își doresc asul de, am zis, asul de bâte poate să fie un proiect creativ. Pentru că eu vă zic din experiență, prin creativitate ne vindecăm. Și exprimăm ce nu am putut exprima, nu putem exprima. I'm hungry for your tight hug. Deci sunt înfometat, înfometată după o îmbrățișare strânsă. Wow! Alt mesaj. Îmi pare rău. I'm sorry for the way things ended up. Îmi pare rău pentru felul în care lucrurile s-au terminat între noi doi. Între voi doi, bănuiesc, că ceva s-a terminat, de-aia au apărut și cărțile invers. Cineva își dorește o întâlnire romantică, eventual să mâncați ceva bunuț împreună ca să vă vindecați. Interesant. I'm still healing wounds from past relationships. Încă bănuiesc că și voi și ei, că am zis că vă reflectați, vă vindecați de niște răni profunde din relații anterioare. Foarte interesant. Și încă un mesaj. Thank you for being so patient and understanding. Cineva vă mulțumește sau își dorește să primească mulțumiri pentru faptul că a fost înțelegător, înțelegătoare cu voi. Pe de-o parte, have patience. În momentul în care începe să exprimați răbdare în manifestarea acestei noi etape, o să beneficiați și de mulțumiri și de îmbrățișări și de sărutări și de ce vreți voi mai frumos.
Cam acesta ar fi mesajul pentru numărul 3. În sfârșit, numărul 4, cei care au ales această inimă, care oare de ce sodalit, de sodalit. Interesant este că mie inima aceasta sugerează că ei consideră că aveți o inimă de piatră. Sunteți foarte duri dintr-un punct de vedere emoțional sau cel puțin nu au simțit. Pe de-o parte, puteți să fiți și foarte stabil, da, într-adevăr, că piatra înseamnă stabilitate, dar și impenetrabil dintr-un punct de vedere emoțional. Asta ce simt ei. Ce-ar vrea să vă transmită. Și totuși există un loc interesant. O să vă pun un citat pe Facebook. Există un loc special prin care ei își pot face acces, își pot găsi acces la inima voastră. Probabil că s-a și creat această fundație, acest loc special în inima voastră, în inima lor. Deci, ce gândesc ei despre voi? Da? Că aveți un loc special în inima lor. Interesant mesaj. Că aveți un loc special, s-a și creat acest loc. Cu durere s-a creat. Cu durere, că în piatră nu pătrunzi ușor. Dar e un citat care mi-a venit acum în minte, se numește, din Rumi. Lumina intră prin... prin crăpătură, adică prin rană. În fine, ce mesaje ați primit? 10 de băte. Posibil că sunteți între un semn de foc și un semn de aer sau sunteți voi semn de foc, unii dintre voi, sau semn de aer. Trecem peste asta. Ce gândesc ei despre voi? Pe de-o parte, ei se simt consumați, epuizați în această situație foarte complicată. Pe de altă parte, gândesc că și voi nu mai aveți energie. Din ce motive ar trebui să clarificăm? Deci gândesc că voi nu mai aveți energie, ori aveți multe responsabilități, ori ați avut, ori o chestiune care ține de relații, 10, da, e o cheie de ciclu, de relații de familie. E o situație în familia voastră care vă epuizează, dar în sensul că vă ia, vă suge energia. Asta gândesc ei. Gândesc că nu sunteți... nu neapărat în stare, nu vreți să comunicați. Astfel de spade invers. Este invers și este... reprezintă faptul că ascundeți niște responsabilități, niște chestiuni care țin de relații de familie, care vă obosesc. Poate că ați exprimat doar un pic. Posibil că trebuie să exprimați mai mult. La capătul setului de cărți aveți 8 de spade. Consideră că nu vă găsiți... Ia, uite ce frumos! Sunteți suflete perechi. Vai, ce frumos! Sunteți suflete perechi. 2 de cupe îndrăgostiții. Dar aveți un fel de a comunica, ia uite, regina de spade și împărăteasa. Deci împărăteasa e foarte romantică, foarte generoasă, cealaltă este foarte dură. Posibil că aveți un fel de a comunica, când comunicați, destul de rece, din niște motive. Că nu vă găsiți soluții la problemele prin care treceți, oricum ei vă simt durerea, da? Asta e o carte care arată telepatie și empatie. Vă simt durerea, vă simt problemele, vă simt și bucuria, simt că sunteți atrași unul de celălalt, da? Simt și ei multă atracție, dar din niște motive nu se exprimă. La capătul setului de cărți apare ce eremitul. Și ce e frumos, regina de cupe. Unul asistă emoțional pe celălalt. Opoziția fecioară, pești. Dacă asta spune ceva. Însă, interesant vine că regina de cupe, care oferă asistență, trebuie și ea să se vindece după ce are relație cu acest om care încă e în căutarea luminii, caută în întuneric, prin probleme, prin haos, prin confuzie. Asta gândesc despre voi, că încă sunteți în această călătorie spirituală și posibil mai la început. Acum, toți avem momentele noastre de cădere în călătoria noastră, însă unii totuși au avansat. Au plecat mai demult în această călătorie și sunt undeva mai bine, mai sus. Regina de cupe, chiar dacă se vindecă și ea, după comunicarea cu voi sau în această situație,
Rămâne totuși o persoană generoasă și care susține emoțional pe cei dragi și cei care, dragii mei, cei care cer ajutorul. Consideră că trebuie să cereți ajutorul ori lor, ori altei persoane, da, ca să ieșiți din această situație. Poate că le-ați cerut ajutorul și în momentul în care cineva a oferit emoțional susținere, s-a creat o fundație într-o relație, da? Însă trebuie să învățați să vă îmbrățișați emoțiile. Îmbrățișați-vă emoțiile. Și interesant că a apărut și cartea aceasta Emoție și Intelect. Cineva este foarte mult în mental. În mental este foarte mult și este demonstrat de 8 de spade, asul de spade invers, da? Ce mai e? 8 de spade a doua oară. Și la capătul setului de cărți, după confuzie, ce avem? După confuzie, 7 de apă, aveți 9 de aer și 6 de aer. Trebuie unul, cel puțin voi, nu? Unul din voi sau nu? Acum citesc ce gândesc ei despre voi. Trebuie să vă echilibrați după o situație dezechilibrată în care, ia uite, chakra comunicării e undeva în lanțuri, poate și felul în care vă exprimați prin gesturi, e ceva, e o reținere. În felul în care vă exprimați din cauză că ați avut multe probleme. Asta e clar. Și faptul că nu puteți exprima clar ce simțiți creează confuzie. Pentru unii, vreau să zic bărbații, dar pentru unii posibil că afară de echilibrarea emoției cu intelectul, trebuie să, unii dintre voi trebuie să echilibrați și masculinul cu femininul, adică capacitatea de sau puterea voastră de receptivitate și puterea voastră de manifestare. Oricum, am zis că ei consideră că trebuie să vă echilibrați emoțional și intelectual, că sunteți prea mult în gânduri. Este demonstrată și de această carte, 8 de aer. În momentul în care tăceți, răniți și vă răniți și pe voi înșivă, din acest motiv este nevoie să comunicați. Dar la voi ce interesant, ce interesant, cum a venit asul, a venit spada invers, exact această spadă ați primit-o. Tăcerea asta, că asta e sugerată și de eremit și de patru de spade, e o tăcere între voi, nu neapărat că sunteți semn de aer, se manifestă tăcerea în această perioadă. Între voi și această persoană care vă susține emoțional, care vă creează stabilitate, care e generoasă, da? Cu care posibil v-ați fi dorit măcar o prietenie stabilă, dacă nu chiar și altceva mai mult, unii dintre voi. Dar, repet, se vede că nu comunicați cum trebuie în această perioadă și își doresc vindecarea, evident. Vindecarea. Vindecarea, patru de spade, apare și aici, dragii mei. Da? Healing. Da? Și asta înseamnă vindecare. Nu neapărat că stați la... Poate că unii stați la pace, vă vindecați, dar nu e obligatoriu. Da? Vindecare emoțională, intelectuală. Dar interesant cum au venit cărțile, dragii mei. Da? Asul a venit invers și cartea aceasta confirmă că tăcerea vă rănește pe amândoi și în mod special pe voi. Că etalarea voastră. Trebuie să manifestați comunicare. Ca și după ce manifestați, vă vindecați, ce frumos, vedeți? Vă healing. Vindecați aceste răni. Și ce frumos, vedeți și voi? Sunt niște lanțuri, niște tipare. Niște tipare. Care trebuie rupte. Și vindecate, evident. Ce mai gândesc despre voi? Gândesc că este cazul să alegeți. Este punctul zero. Nu e chiar nebunul, dar e altfel. Este cazul să alegeți. Pentru că dacă nu, dacă veți continua să rămâneți în energii negative, vi le mai arăt. 9, ia, unde era? 8 de spade, 8 de spade, să zicem, eremitul, 4 de spade, ce mai avem? Confuzie? 9, 9 de spade. 6 de spade, iar 5 de monede reprezintă tăcere, separare, da? În momentul în care stați în aceste energii,
Să le pun în ordine, da? Manifestați răni, da? Manifestați răni, lanțuri mentale, emoționale. În momentul în care renunțați, puteți să manifestați adevăr și puteți să vă 3, 3 înseamnă comunicare, construcție, puteți să vă și deplasați. Interesant, să începeți o călătorie. Pe de o parte vă așteaptă să veniți la ei în cazul în care sunteți separați, dar pe de altă parte e vorba de călătoria voastră spirituală. Dacă acum considerați că sunteți în întuneric și în frig, în momentul în care alegeți să comunicați, să vă vindecați și așa mai departe, să împărtășiți emoțional, puteți manifesta lumina din această călătorie. Ar mai fi un mesaj. Evident că mesajul puteți să luați și invers. Da? Eu acum am zis la o anumită persoană, puteți să-l răsuciți invers. Ce gândesc despre voi? Gândesc că ați plâns foarte mult în urma unor relații din trecut care v-au adus multă durere. Poate că ei consideră că sunt o tentație undeva în viața voastră și trebuie să vă vindecați de această tentație. Dar ei consideră și că, deși sunt o tentație, vă pot aduce vindecare dintr-un punct de vedere. Asta e un alt mesaj, da? Și își doresc să călătorească mai aproape de voi. Dacă acum sunteți în tăcere, își doresc această călătorie. Posibil sunteți la distanță 3 de aer. Își doresc să aibă această pasiune, foc. Poate că au și planete în semn de foc. Dar deocamdată se simt apăsați, consumați de niște situații și nu le pot exprima. Este nevoia de echilibru între emoție și intelect și este nevoia să se demonstreze dragostea. Am spus, unul a cerut ajutorul, ajutorul a fost oferit, s-a creat o fundație. Însă, trebuie un pic mai mult să vă îmbrățișați emoțiile unul dintre voi și să demonstrați dragoste. Ce gândesc ei despre voi? Posibil că ați demonstrat dragoste și își doresc să mai demonstrați în continuare. Acum, evident că ce gândesc ei e una, ce gândiți voi e alta, voi acționați cum considerați de cuvință. Eu acum citesc ce mi se transmite. Sper că am fost înțeleasă. 48. 12. 3. Ia, 3 comunicare. Posibil că ați demonstrat dragoste, dar își doresc mai mult. Însă, mare grijă, pentru că dacă voi sunteți aici, 10 de bâte consumați în această demonstrație a dragostei și în acest ajutor pe care și fundație pe care vreți să-l creați, să-l oferiți, să nu vă facă rău, să nu vă facă rău. Însă, deși ei sunt conștienți că voi trebuie să alegeți și ei trebuie să aleagă, e un punct zero pentru amândoi, în a manifesta această relație sau ce este între voi, pe de-o parte, nu găsiți soluții, nici voi, nici ei, dar își doresc să vă vindece într-un fel, așa cum și voi ați vindecat. Am senzația că și ei își doresc să vă vindece într-un fel. Un mesaj. I'm taking my time. Îmi iau timp, avem tot timpul din lume. Posibil că are nevoie persoana respectivă să se vindece. Posibil că îi intimidați, dacă sunteți niște persoane puternice, la care au venit pentru ajutor și le-ați demonstrat dragoste și le-ați arătat o grămadă de lucruri, îmbrățișați-vă emoțiile, da? Le-ați vorbit despre emoții, ați pus fundația la o relație de orice fel ar fi, profesională, sentimentală. Posibil că vă văd foarte puternici și intimidați.
Un alt mesaj spune că poate ți se pare că viața mea este în regulă, dar ți se pare. Bine, nouă nu ni se pare cu aceste cărți pe care le-am primit, dar un alt mesaj spune: îmi doresc să încerci să mă înțelegi mai bine. Un alt mesaj ar mai fi: I wish I was there for you. Îmi doresc să fiu aici sau acolo lângă tine. Am spus, dacă voi ați demonstrat dragoste și ați oferit ajutor, își doresc și ei să fie de ajutor. Într-un fel sau altul. Interesant. Oh, ce frumos. I'm sorry, I hold back my love for you. Îmi pare rău că mi-am reținut dragostea pentru tine. În cazul în care nu a arătat emoții persoana respectivă. Îmi pare rău că am reținut dragostea pentru tine. Îmi pare rău. I'm sorry for how everything turned out. Îmi pare rău pentru cum s-a schimbat totul. Cam acesta este mesajul. Sper că am fost clară. O să mai facem din când în când. Mesajul evident că nu are nicio legătură cu această perioadă. Puteți să-l ascultați în orice parte a anului, în orice lună și la anul, dacă o va mai fi acest canal. Deocamdată, acum așa am primit mesajele, o să le mai facem din când în când. Sper că v-au fost de ajutor și, evident, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa! Pentru numărul 4, în timp ce strângeam acum cărțile și le amestecam, am văzut un scurt mesaj. Persoana respectivă este foarte influențată de mamă și posibil trebuie să taie această relație negativă cu mama. Deci un mesaj pentru unii dintre voi. O relație destul de toxică în care nu se comunică frumos, empatic, și știm foarte bine că sunt unii părinți, unele mame care nu au nicio treabă cu latura aceasta feminină sau empatică a naturii feminine. Deci acesta este un scurt mesaj pentru cei care ați ales numărul 4. Am simțit nevoia să vi-l transmit, amestecam, îmi pregăteam cărțile și simt să-l transmit, să nu-l transmit, că mi le puneam în ordine, știi? Și zic, hai totuși că poate contează pentru unii dintre voi. Cam acesta ar fi până la urmă. Vă pup! Pa!